Întâmplarea a avut loc astăzi după masă pe strada Dumitru Lazea din cartierul Vișoi, când un tânăr a încercat să întoarcă autoturismul într-o intersecție. A reușit manevra, dar nu a văzut că din sens opus se îndrepta o altă mașină. A evitat-o, dar nu a putut să evite și alt autoturism ce era parcat lângă trotuar. Bine, a venit mai în larg și eu l-am intrat pe banda mea. Eu am văzut că vine unul, dar zic că își păstrează banda. La fața locului s-a deplasat un echipaj al biroului rutier Câmpul Lung, care a deschis o anchetă pentru a stabili gradul de vinovăție al conducătorului auto. Tânărul a fost testat pentru măsurarea alcoolemiei din aerul expirat, iar rezultatul a fost negativ. Nu, păi crei, nu mă, ce ai în momentul ăla. Da, e mă, s-a i-am pierdut. Păi da, ca așa și când... Această ispravă nu o va uita ușor, mai ales pentru că va trebui să scoată mulți bani din buzunar pentru reparația propriului autoturism.